Un alt exemplu avem în pilda lui Abu Bakr radiallahu anhu. Când fiica lui Abu Bakr, soția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a fost acuzată la hadithet ifk. Unul dintre cei care a stârnit, a făcut tamtam mare și a acuzat-o pe Aisha de prea curvie, a fost unul din neamul lui Abu Bakr, pe care Abu Bakr l-a chemat și a spus, nu ți-e rușine? Cu tare este, e din Ansar, n-are treabă cu noi. El a acuzat-o pe fiica mea. Cu tare acuzat-o este șeful ipocriților. Cu tare e femeia care are probleme mentale. Tu ce cauți între ei? Te-a spus, o, mista, tu ce cauți între ei? Aveai 4 ani când a murit tatăl tău. De la 4 ani până în ziua de azi, eu te-am hrănit, eu am avut grijă de tine, eu ți-am dat tot. Am fost tată în locul tatălui tău. Te-am crescut, te-am îmbrăcat, te-am hrănit. Stai la mine, ai crescut. Și acum, asta e răsplata care mi-o dai? Vii și o acuzi pe fiica mea? Și bineînțeles, mai târziu când a coborât versetul care a scos în evidență că a fost acuzată pe nedrept, da? Abu Bakr radiallahu anhu s-a supărat și a spus acestui companion, a spus, eu nu-l mai ajut niciodată. E ceva firesc, adică e o reacție firească a omului. A spus, eu nu-l mai ajut niciodată. De la 4 ani îl îngrijesc, am grijă de el și el cum îmi răspunde la acest bine? Atunci a venit versetul în Coran. A venit versetul în Coran și când a auzit Abu Bakr versetul și a spus, o Allah, ești iertător și eu l-am iertat. Și o să-i dau mai mult decât îi dădeam până acum. Dacă lunar îi dădeau preț să se întrețină, o să-i dau dublu. O să-i dau dublu. A venit versetul în Coran și a spus, nu se cuvine ca cel care e înzestrat și are stare, da? Să se oprească, să dăruiască celor nevoiași, celor care au emigrat pe calea lui Allah, celor care sunt sărmani, care au nevoi. Să ierte. Așa se cuvine. E bine. Stă bine omului să ierte, să fie îndurător cu el și să nu uite că și Allah este iertător, este îndurător. Când a auzit acest verset, a renunțat Abu Bakr la jurământul pe care îl făcuse că nu-l va mai ajuta niciodată pe Mustah și l-a ajutat în continuare, ba chiar i-a dăruit și mai mult.